activiste sunt criticați de societate pentru că nu sunt transparenți și recunosc că este loc pentru mai bine. Cu asemenea gânduri încheie astăzi deputații sesiunea de primăvară 2024. Majoritatea parlamentară spune că a fost o sesiune productivă, dar și-ar dori o conlucrare mai bună cu opoziția, în timp ce deputații BCS spun că și-ar dori ca opoziția să aibă un rol mai major. Societatea civilă ne critică că nu suntem suficient de transparenți, deoarece multe lucruri se decid în ultima clipă. În linii mari, eu sigur că personal, da, trebuie să facem poate mai mult în ceea ce privește securitate. Sperăm la o conlucrare mai bună cu colegii noștri din opoziție, să stea la ore, până la capăt, și să susții tot ce ei pretind că susțin pentru popor. Deputații din opoziție sunt nemulțumiți că în această sesiune nu toate proiectele lor au ajuns să fie examinate. Noi așteptăm avizul guvernului, el nu vine. În Parlament, când încercăm să introducem ordinea de zi, fie prin intermediul biroului permanent, fie prin debutul ședințelor plenare, ni se spune că nu există avizul guvernului și nu putem introduce. Și până la urmă, munca pe care o depunem noi stă cumva, așa cum am zis, se prăfuiește prin sertare. Totuși opoziția își are rolul ei într-o republică parlamentară și ar fi de dorit și practica arată că acest rol este major, pentru că puterea adeseori își pierde control și lipsesc mecanismele de contrabalansare. În discursul său de final, vicepreședintele Parlamentului, Vlad Bătrâncea, a declarat că BCS va reveni la unele inițiative propuse în această sesiune și a acuzat guvernul de încălcarea legii. Guvernul Republicii Moldova nu avizează inițiativele opoziției, ceea ce este contravenție, conformitate cu cel puțin două legi. Aceste lucruri le documentăm și mai departe lucrăm cu instanțele respective. Mai multe rapoarte ale Promolex arată că la mai multe ședințe din această sesiune a fost afectată transparența decizională și nivelul de înțelegere a proiectelor examinate și votate. Șeful legislativului susține că Parlamentul analizează aceste rapoarte, dar nu este de acord cu toate constatările. Noi vedem și înțelegem că trebuie să ne mișcăm foarte repede în tot ce trebuie să facem în procesul nostru de integrare european. Acum eu nu zic că nu este loc pentru mai bine, să-și facă treaba, noi analizăm foarte atent rapoartele, monitorizările, cu ceva suntem de acord, cu ceva nu suntem de acord, fiecare își face meseria. Sesiunea de primăvară o declarăm închisă, marcăm acest fapt prin onorarea drapelului și intonarea imnului de stat.